doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Secția de pneumoftiziologie a Spitalului Județean din Focșani va fi reabilitată. Contractul de finanțare a fost semnat miercuri de către președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Valoarea totală a contractului este de peste 5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Județean Vrancea, încă o clădire din municipiul Focșani va fi reabilitată în următorii ani în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, implementat de Consiliul Județean Vrancea. Președintele Administrației Publice Județene, domnul Marian Oprișan, a semnat miercuri 12 decembrie 2018 contractul de finanțare pentru proiectul intitulat Reabilitare energetică și lucrări conexe a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, secția de pneumofiziologie. Proiectul este finanțat în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1, sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Contractul, al cărui beneficiar este unitatea administrativ-teritorială Județul Vrancea, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de autoritate de management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de organism intermediar pentru POR 2014-2020. Valoarea totală a contractului este de peste 5 milioane de lei, din care finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului din fonduri europene și din bugetul național este de peste 4 milioane de lei, ceea ce reprezintă 98% din valoarea totală eligibilă aprobată. Valoarea eligibilă suportată de beneficiar, respectiv Consiliul Județean Vrancea, este de 83.285 de lei, echivalentul la 2% din valoarea totală a proiectului. Prin această investiție se urmărește reabilitarea termică a clădirii în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere, creând în același timp condiții de sănătate specifice nivelului Uniunii Europene. Realizarea lucrărilor de intervenții au ca scop creșterea performanței energetice, analizarea construcției și a instalațiilor aferente din punct de vedere tehnic și economic. În cadrul proiectului vor avea loc mai multe lucrări de reabilitare atât la interiorul clădirii cât și în exterior. Se va monta o pompă de căldură aer-apă care contribuie la necesarul total de energie termică utilizată la funcționarea instituției. Totodată se vor utiliza echipamente tehnologice eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, vor fi realizate lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior. Secția de pneumofiziologie este o clădire cu subsol tehnic, parter plus 4 etaje cu 90 de paturi, cu suprafața utilă de 1371,33 de metri pătrați. Reabilitarea clădirii este necesară pentru a crea celor aproape 1500 de persoane, pacienți și personal, un mediu care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces eficient. Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, în perioada 1 august 2017-28 februarie 2021. Focșănenii care parchează pe strada Longinescu din municipiu pot fi sancționați de polițiștii rutieri pentru parcare neregulamentară. Nici în ședința de Consiliu Local de miercuri nu s-au trecut aceste locuri în administrarea SC Parking. Liberalii s-au obținut de la vot, astfel că proiectul nu a trecut. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de săptămâna aceasta a fost și proiectul privind 509 locuri de parcare situate pe mai multe străzi din municipiu, care trebuiau date în administrarea SC Parking SA. Ca de fiecare dată când acest proiect a fost pus pe ordinea de zi, consilierii locali din partea PNL au susținut că vor să vadă fiecare loc de parcare în parte, dacă este amenajat, trasat, înainte să fie de acord cu trecerea acestora către parking. De o bucată de vreme s-a început împărțirea, mă rog, închirierea, taxarea parcărilor în municipiul Focșani. Este foarte bine că se face acest lucru. Însă, noi v-am spus și vă repet, suntem de acord să dăm aceste parcări cetățenilor. Făcând o paranteză, totuși, n-a crescut nicio parcare în municipiul Focșani. Nu? Omul cu coboară de loc, e tot parcarea aia de. Dar dacă tot i-o dăm și cerem bani pe această parcare, deci noi dorim ca aceste parcări să fie amenajate, trasate. Deci avem atâtea exemple și atâtea reclamații din partea cetățenilor că li s-au dat parcări cu gol. Și de aceea, eu vă spun,
Noi vom vota aceste parcări. Pregătiți-le cabluri, 10 parcări, 100 de parcări, 1000 de parcări, nu știu, dar să fie amenajate. Și noi suntem de acord cu acest lucru. Dar oamenii, dacă oamenilor, cetățenilor, nu știu, se percepe o taxă, nu e normal să le dăm aceste parcări neamenajate. Directorul societății parking a arătat că majoritatea locurilor sunt în regulă. Toate cele 509 locuri sunt conforme, despre asta vorbim. Ele sunt amenajate. Am înțeles. Domnul consilier va merge pe teren, vor vedea că sunt amenajate, vor vedea că nu sunt probleme și data viitoare le vom aproba, ușor și simplu. Corect, domnule consilier. Aș vrea să vă completez. Deci dacă venim ca locuri amenajate, noi le aprobăm, fără niciun problem. Dar eu vă spun că, domnule director, mare dreptate. În totalitate. Asta este o parte amenajată, o parte nu sunt amenajate. Deci eu consider. Vedeți că eu nu trebuie în orașul ăsta, nu ești duce de vreo. O mai probabil că e pe de rost, e a 7-a, a 8-a oară. Și le știu pe de rost, domnul. În Consiliul Local. Le știu pe de rost. Da, domnul, dar nu trebuie să mă mergeți. La urmă, dacă eu aș căpuia, vreau că s-a mergeți. Ce nu vi se pare în regulă pe Aurora? Ce nu vi se pare în regulă pe Aurora? Domnul director, da, am înțeles. Rămâne. În finalul dezbaterilor, primarul municipiului Focșani a reamintit de situația străzilor Longinescu și Aurora, care sunt asfaltate și locurile de parcare marcate, unde dacă cetățenii vor parca, poliția poate să îi sancționeze, având în vedere că spațiile nu sunt clasificate ca locuri de parcare. Pe strada Longinescu, locuri de parcare amplasate de carosare. În acest moment, noi nu avem reglementat. Dacă nu le vom preda în curând la SC Parking pentru a fi clasificate ca locuri de parcare, poliția municipiului Focșani ne-a notificat să le desființăm. Ele nu sunt reglementate. Pe strada Lunginescu. Este o stradă, cred eu, foarte bine asfaltată, fără loc și așa mai departe. Da? Mergem mai departe. Strada Aurora. Anul acesta a fost reparată. Toată strada Aurora. Da? Și nu cred eu că sunt probleme cu parcările de acolo. Mai mult decât atât, vă reamintesc că avem 4 cereri din partea agenților economici care desfășoară activitatea pe această stradă. În final, proiectul nu a trecut, având în vedere că peneliștii s-au abținut de la vot. Aseară a debutat la Focșani cea de-a 43-a ediție a Festivalului de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar. 10 concurente au urcat aseară pe scenă. La finalul primei seri de festival, trupa Proconsul a susținut un recital care a cuprins cele mai îndrăgite cântece. A început festivalul Florentin Del Mar la Focșani. Deschiderea celei de-a 43-a ediție a avut loc aseară la Ateneul din Focșani și a fost făcută de Valentin Gheorghiță, directorul Instituției de Cultură. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, sub egida Primăriei Municipiului Focșani și Consiliului Local Focșani și cu sprijinul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, vă oferă această nouă ediție a festivalului Florentin Del Mar. Să știți că festivalul nostru nu s-a chemat Florentin Del Mar de la început. El a debutat în 1973, pe atunci la Casa de Cultură a municipiului Focșani, care avea sediu în clădirea Teatrului Bastia, se chema cum altfel decât să cânte tinerețea. Pe atunci nu era voie să ai alte denumiri de persoane. Așadar, un festival născut în 1973, după ce la începutul anilor 70, însuși compozitorul Florentin Del Mar a făcut demersul pe lângă autoritățile locale să înființeze și la Focșani un festival de muzică ușoară. 10 domnișoare talentate au urcat pe scenă pentru a fi evaluate de juriul de specialitate. Ce frumos tu simți, mi se pare. Din lume nu e chipul.
finalul primei seri a Festivalului Del Mar, trupa Proconsul a susținut un recital care a cuprins cele mai frumoase și îndrăgite piese. Este al doilea an când preșcolarii și educatoarele din Găgești, comuna Bolotești, organizează un festival-concurs pentru păstrarea obiceiurilor moștenite din Străbuni. Vorbim despre un proiect educațional intitulat Tradiții și obiceiuri populare, în cadrul căruia evoluează copiii de vârstă preșcolară și elevi din învățământul primar și care vor să readucă în atenție portul și cântecul popular al bunicilor. Evenimentul a avut loc miercuri la Căminul Cultural din comuna Bolotești. Căminul Cultural din Bolotești a găzduit miercuri un eveniment cultural și educativ deosebit. Cele două educatoare de la Grădinița Găgești au realizat un proiect intitulat Tradiții și obiceiuri populare, eveniment care se află deja la cea de-a doua ediție. Astfel, copiii preșcolari și ai claselor primare din mai multe localități s-au reunit pentru a pune în scenă tradiții specifice sărbătorilor de iarnă, cântece populare și colinde. A fost vorba despre un concurs care s-a desfășurat pe două secțiuni, iar din jurie au făcut parte cadre didactice, edilul comunei Bolotești, Fane Popa, și inspectorul de specialitate, Amalia Chirtoc. Colindele de Crăciun sunt bogăția sufletului și zâmbetul îngerilor. Betty Marcovici. La români, sărbătorile de iarnă, special Crăciunul, sunt sărbătorile de suflet. Amintirea copilăriei, ce ne revine puternic în suflet și minte, zăpezile bogate și prevestitoare de rod îmbelșugat, colindele și clinchetele de clopoței, mirosul proaspăt de brad, dar și de cozonaci, nerăbdarea așteptării darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o atmosferă de liniște și iubire. Nu e nimic mai trist pe lume decât să te trezești în dimineața de Crăciun și să constați că încă nu mai ești copil. Însă, noi, cadrele didactice, binecuvântate de Dumnezeu, cu harul de a modela și trăi printre cei mici, desfășurăm frumoase activități cu ocazia sărbătorilor de iarnă, simțindu-ne mereu copii. Rând pe rând, copiii îmbrăcați în straie populare, autentice sau stilizate, au demonstrat că sunt talentați și ne-au făcut încrezători că tradițiile noastre populare vor fi duse mai departe. Pe lângă micuții concurenți, au urcat pe scenă și elevi mai mari și foarte bine pregătiți. Sărbătoarea cea frumoasă, iată ne-a intrat în casă, a venit cu bucurie, într-un să ne fie. Sărbătoarea cea frumoasă, iată ne-a intrat în casă, a venit cu bucurie, jurul a decis. Prestațiile copiilor au fost toate la înălțime și au primit premiul special din partea juriului. Mă bucur foarte mult că, iată, în prag de sărbătoare, colegele noastre au inițiat această activitate pentru a readuce portul popular vrâncenesc, tradiția vrâncenească, în spiritul creștinesc, așa ortodox, așa cum îl știm, și că acești minunați copii din județul Vrancea, din comunele apropiate comunei Bolotești și nu numai, au avut
plăcerea de a participa și a susține câteva momente extrem de emoționante. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc domnului primar Fănică Popa pentru sprijin și mai ales pentru prezență, că nu puțini edili sunt aceia care apreciază la adevărata valoare educația și mai ales educația preșcolară. Un motiv în plus pentru mine să reamintesc tuturor că educația preșcolară este baza sau talpa educației în general. Vă mulțumesc, vă doresc sărbători cu bine, un Crăciun liniștit și Doamne ajută să ne întâlnim mai mereu în astfel de momente. Mă bucur nespus de mult că astăzi am participat la un proiect drag doamnelor educatoare de la grădinița Găgești, numărul 1, și un proiect foarte frumos, un proiect cu multe localități care au participat alături de copiii din Găgești și am bucuria că am fost așa de mândri că avem două educatoare care s-au ocupat, doamna inspectoare Amalia Chirtoc, care se ocupă special de tineretul ăsta și îi mulțumim că a fost alături de noi. E un proiect care doamna Moțuc și doamna Iordache împreună l-au realizat și continuă să facă lucrul ăsta. Eu, din tot sufletul și cu viceprimarul Romica Corozanu, o să le ajutăm din toate punctele de vedere și sper că acesta o să fie începutul și o să ajungem cât mai departe cu asemenea proiecte. Sărbători fericite la toată lumea și la mulți ani! Gazdele evenimentului și organizatoarele acestui proiect educațional, educatoarele Cornelia Iordache și Marcela Moțoc, au mulțumit celor care le-au sprijinit în acest demers, demn de lăudat de a învăța copiii încă de la grădiniță să păstreze, să aprecieze și să ducă mai departe în timp tradiția, cântecul și portul popular românesc. Am derulat un proiect Tradiții și obiceiuri populare, care este la a doua ediție și acest proiect cuprinde două secțiuni. A fost secțiunea vis de sărbătoare, în care copiii au realizat diferite lucrări prin diferite metode. Am pus în valoare tradițiile noastre populare românești, dar astăzi, la ediția a doua, în magia sărbătorilor de iarnă, copiii, nu numai din comuna noastră, cât din întreg județul, au participat cu atâta drag de a ne încânta și a ne duce cu gândul, chiar și cu sufletul, la magia sărbătorilor de iarnă. Eu ce pot să spun decât că le mulțumesc, eu și colega mea, mulțumim tuturor participanților, au fost la înălțime, toți profesorii, coordonatori și-au dat stăruința de a urca pe scenă cu un program cât mai frumos. Mulțumim frumos! Sperăm că și la anul va urma a treia ediție. Mulțumim și doamnei inspector preșcolar, doamnei profesor Amalia Chirtoc, a fost alături de noi cu prezența, care ne-a bucurat enorm de mult. Apoi domnului primar, la fel îi mulțumim că ne-a ajutat și ne-a sprijinit în tot ceea ce am făcut astăzi aici și nu în ultimul rând tuturor membrilor din juriu. Mulțumim frumos! Parohia Nămoloasa Sat vă invită la concertul Un colind, un dar pentru sufletul tău, eveniment care a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Vor fi prezenți peste 300 de invitați din peste 12 localități care vor aduce bucuria Crăciunului în inimile spectatorilor prezenți. Spectacolul va avea loc duminică, 16 decembrie 2018, cu începere de la ora 17 la Căminul Cultural din localitate. Parohia Nămoloasa Sat vă invită la concertul Un colind, un dar pentru sufletul tău, eveniment ce a ajuns la a 10-a ediție. Vor fi prezenți peste 300 de invitați din peste 12 localități care vor aduce bucuria Crăciunului în inimile spectatorilor prezenți. Spectacolul va avea loc duminică, 16 decembrie 2018, cu începere de la ora 17 la Căminul Cultural din localitate. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între -2 și 0 grade Celsius, iar cele maxime între 2 și 4 grade.
Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!